Există, da, da. Pot să dau acum un exemplu mai optimist la Anina, care a terminat de cărbune veche în Banat, clasată monument istoric, era deja clasată, și pentru care s-a făcut un proiect de conversie care acum are finanțare pe fonduri structurale și da, în fine, îți pot la licitație să vedem în ce fel cine câștigă și cum va ieși, dar în orice caz Anina primar este un fost director al Minei, care înțelege lucrurile astea probabil mai bine. Roșia, alt tip de minerit, nu? În iulie vom ști dacă va intra sau nu în patrimoniul mondial. Și așa mă întreabă, da. Sunt diverse locuri pentru care, în fine, există astfel de inițiative. Problema este cu acest tip de patrimoniu, că el nu e o chestiune automată, da, sigur, conservăm, investim în așa ceva. Nu e ușor să convingi o comunitate, o primărie, că trebuie să investească în astfel de locuri în care, sigur că e vorba de sume mari, dar e vorba și de o gândire mai aplicată și care nu este la îndemâna oricui pentru recuperare. Există și alte exemple. Aș putea să spun, pentru că în momentul de față reprezint cumva discuția asta și Institutul Național Patrimoniului, că ne-am propus, pornind de la experiențe de acest tip, să compensăm cumva lista monumentelor istorice faptul că aceste lucruri au fost nu disprețuite, dar neluate în seama la adevărata lor valoare la momentele la care lista s-a alcătuit sau s-a revizuit. Și sunt locuri minunate și inclusiv în București, sunt județe în care nu există nimic industrial clasat, deși există situri excepționale. Deci sunt o inegalitate în lista monumentelor care trebuie îndreptată, să zicem. Și de o tip de înțelegere al patrimoniului și ce anume este patrimoniul. Să compensăm, avem, de exemplu, deci să pornim niște programe de cercetare care să identifice urgențele, pentru că nu se putem să clasăm 100 de locuri dintr-o dată. Documentații sunt destul de complexe, la Bertina la un an. Cred că va trebui să continuăm discuția. Asta este, să zicem, la nivel național, așa, apropo de alte exemple, ceea ce putem noi să facem ca institut. Să compensăm în listă deja. Să nu mai avem situația extremă ca să ne apucăm să pasăm. Să lasăm o confuzie și de la aș vrea doar să dau că în timp ce noi dezvoltăm dramaturgic acest film, pentru noi era clar că finalul filmului va fi cu toate clădirile dărâmate și practic așa intenționam să filmăm până când ziceam, ok, deci undeva se închide mina la 31 octombrie și cumva, da, deci în clipa în care evident s-a întâmplat și vestea bună a venit că au fost clasate aceste clădiri, a trebuit să S-a stricat filmul, însă mereu eram, practic, ce spuneam peste tot și în afară eram, da, credem că Barbu va pierde această bătălie și că finalul filmului va fi cu totul dărâmat. Poate aș trebui și eu o planetă Petrila 2. Ce să Ok, da. Bine, mulțumim încă o dată.